dăm cinste cuvântului lui Dumnezeu, să ne pregătim inimile pentru cuvântul lui Dumnezeu. Am ales să citesc în după masa aceasta tot din cartea Faptele Apostolilor. De data aceasta poposim în capitolul 19, de unde voi citi 7 versete. Pe când era acolo în Corint, Pavel, după ce a trecut prin ținuturile de sus ale Asiei, a ajuns la Efes. Aici a întâlnit pe câțiva ucenici și le-a zis: ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Ei i-au răspuns: nici n-am auzit măcar că a fost dat un Duh Sfânt. Dar cu ce botez ați fost botezați? Le-a zis el. Și ei au răspuns: cu botezul lui Ioan. Atunci Pavel a zis: Ioan a botezat cu botezul pocăinței și spunea norodului să creadă în cel ce venea după el, adică în Iisus. Când au auzit ei aceste vorbe, au fost botezați în numele Domnului Iisus. Când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau. Erau cam 12 bărbați de toți în față. Mâinii să preocupați lor. Prin Harul Domnului continuăm momentele de sărbătoare prin părtășia noastră și în după masa aceasta aici, la Casa Domnului. Această frumoasă sărbătoare cu triplă denumire, așa cum poate să fie ea cunoscută, o denumire moștenită din sfera evreiască, cinzecimea, pentru că ea marchează distanța în timp față de Paști, 50 de zile de la Paști. Apoi o denumire moștenită din trecutul istoriei romane, Rusaliile, pentru că romanii în perioada aceasta aveau o sărbătoare a trandafirilor, iar în limba lor, în limba latină, trandafirul era roze sau rozal. Și bineînțeles, denumirea pe care noi o folosim, potrivit evenimentului care s-a întâmplat în Ierusalim, suprapus cu sărbătoarea evreiască a cinzecimii, respectiv, pogorârea Duhului Sfânt peste primii ucenici. Slăvim numele Domnului pentru fiecare sărbătoare pe care o putem celebra adunați aici. Amen. Aș vrea să cred că atunci când suntem la sărbătoare de felul acesta, la sărbătoarea cinzecimii, așa cum am precizat la început, avem așteptări din partea lui Dumnezeu. Și așteptarea noastră, mi-ar place să cred, este mai mult decât a marca un eveniment istoric, fie el și legat de istoria Bisericii sau de începutul Bisericii, mai mult decât a ne aduce aminte de niște lucruri deosebite pe care le-a făcut Dumnezeu în trecut, sau chiar în istoria personală a vieții dumneavoastră de credință, și când venim aici, ne gândim și ne rugăm de multe ori în momentele noastre de închinare ca Dumnezeu să facă cinzecime și o reînnoire a revărsării Duhului Sfânt în mijlocul nostru. Avem așteptarea aceasta. Iar dacă nu va fi ca și în ziua aceea a cinzecimii, o desfășurare atât de vizibilă de putere dumnezeiască cu
vuiet cu un lin de focul, o mulțime de oameni care în care să se manifeste vizibil Duhul Sfânt și darurile Duhului Sfânt, dar ne gândim măcar un fior, o simțire, o atingere, o adiere a Duhului Sfânt, să o simțim în vremea aceasta și Dumnezeu să lucreze. Dacă n-ai simțit până acum, dacă dimineața n-ai simțit adierea, prezența Duhului Sfânt, dacă până aici, la frumoasele cântări și slujirea fraților, n-ai fost atins de adierea aceasta a 50.000, așteptarea poate să rămână înaintea lui Dumnezeu ca o cerere a inimii. Că Duhul Sfânt e aici. Amin. Că Dumnezeu e același Dumnezeu. Amin. Și puterea Lui se manifestă peste cei care doresc și cer de la Dumnezeu binecuvântare. Slăvit să fie numele Domnului. De aceea zic, Dumnezeu să ne cerceteze continuare și mâine la închinare și de fiecare dată, de fiecare dată când suntem aici, să facă Domnul sărbătoare de 50.000 în biserică și inimile noastre să vibreze, să tresalte sub adierea și atingerea Duhului Sfânt. Să facă Domnul lucrările acestea. Am ales prin călăuzirea pe care mi-a dat-o Duhul Sfânt de la al lui Dumnezeu să citesc paragraful acesta din Cartea Faptelor Apostolilor, pentru că oarecum este legat de ceea ce noi sărbătorim despre pogorirea Duhului Sfânt, cu toate că de data aceasta sunt alte personaje, sunt alți oameni, într-un alt loc, care experimentează și ei, la rândul lor, ceea ce au trăit acești prin ucenici, acești apostoli ai bisericii primare, în ziua cincizecimii. Respectiv, pogorârea Duhului Sfânt în viața lor. De data aceasta, contextul relatării ne prezintă ca și apostol pe apostolul Pavel, care era într-una din călătoriile sale misionare. De data aceasta, cei care cu siguranță s-au citit în Cartea Faptelor Apostolilor și ați descoperit că Pavel a făcut mai multe călătorii prin care propovăduia Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Aceasta era a treia călătorie în care el ajunge pe ținuturile Asiei. Și vedem felul în care Dumnezeu lucrează prin Pavel în locurile acestea și felul în care Pavel era plin de râvnă oarecum și de dorință de a lucra cât mai mult pentru Dumnezeu aici. Aduc aminte că el a avut o altă dorință de a veni aici mai înainte de momentul acesta, dar Duhul Sfânt l-a oprit și l-a călăuzit să vină să vestească mesajul Evangheliei pe continentul nostru, în Europa. Astfel Pavel a ajuns și a propovăduit și în Macedonia și în Filip. Dar iată, îi se slobozește drumul de data aceasta și vine din nou pe tărâm asiatic și locul în care descoperim despre acest grup de oameni cu care Pavel s-a întâlnit este Efesul. Efesul, cetate antică, importantă în vremea aceea, important punct comercial, dar existentă ca și locație și astăzi pe teritoriul Turciei de astăzi, deci pe continentul Asiei. În relatarea pe care apostolul Luca o face în pasajul acesta a Faptelor Apostolilor,
Ni se spune că Pavel, când a venit aici, la Efes, a avut o întâlnire cu un grup de oameni pe care autorul cărții îi numește ucenici și, spre deosebire de alte întâlniri și alte conversații pe care Pavel le are cu oameni cărora le propovăduiește Evanghelia, oameni pe care Pavel vrea să îi atragă spre împărăția lui Dumnezeu, aici găsim că el începe conversația cu acest grup de oameni și împărtășia pe care o are cu acest grup de oameni punându-le o întrebare, poate surprinzătoare pentru ei. Ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Oamenii aceștia ni se descoperă că au rămas surprinși oarecum de această provocare din partea lui Pavel și și-au recunoscut necunoștința, deficiența credinței lor. Acum, ca să îi identificăm din punct de vedere al credinței lor, aflăm câteva informații despre ei. Ni se spune că ei au fost botezați cu botezul lui Ioan. Apoi găsim tot în pasajul acesta că sunt denumiți ca și ucenici. Și găsim tot în întrebarea aceasta spusă de Pavel că ei aveau o anumită credință. Că ei au crezut. Că au avut un moment în viața lor în care și-au deschis inima înspre Dumnezeu și au crezut. Acum, nu știm momentul în care oamenii aceștia au crezut, s-au convertit, sau gradul lor de apropiere de Dumnezeu. Ceea ce face Apostolul Luca în descrierea acestui eveniment, o legătură, dacă vom citi în versetele anterioare, ni se spune despre un predicator, despre Apollo, care a fost și el la Efes. El era un iudeu de neam din Alexandria, un om care avea darul vorbirii și era tare în Scriptură și era învățat în ceea ce privește calea Domnului și propovăduia, învăța oamenii despre Isus, cu toate că nu cunoștea decât botezul lui Ioan, acolo ăsta. Și omul acesta a fost luat aici în Efes de către o familie, de către Aquila și Priscila, care i-au arătat mai cu deamănuntul calea lui Dumnezeu. Și acum Apollo lipsea din Efes, ăsta care și el era botezat doar cu botezul lui Ioan și care predicase în Efes, lipsea aici, ne spune în primul verset din capitolul 19 că Apollo era în Corint și vine Pavel în Efes și întâlnește niște oameni care mărturiseau același fel de credință ca și Apollo. Posibil că acești 12 ucenici, așa cum îi numește Luca, să fi fost urmarea deveniță la credință, urmarea propovăduirii lui Apollo. Posibil, nu ni se spune lucrul acesta. Apoi, posibil de asemenea să fie niște evrei stabiliți în Efes, care să fi ajuns pe tărâmul Israelului în vremea propovăduirii lui Ioan Botezătorul, să fie auzit pe Ioan Botezătorul chemarea la pocăință și la botezul pe care îl făcea și în Evanghelie aflăm că Ioan avusese niște ucenici și poate că oamenii ăsta au intrat și în felul acesta. Nu știm dacă a fost așa. Cert este că ei aveau o anumită credință, repet, că Pavel îi întreabă dacă au primit Duhul Sfânt când au crezut, că oamenii aceștia aveau un botez și că oamenii aceștia
până la venirea lui Pavel în Efes, nu aveau nicio problemă de conștiință în privința credințelor. E, însă, întâlnirea cu Pavel le-a schimbat viața, le-a schimbat credința, le-a schimbat ideile, le-a schimbat învățătura. Întâlnirea și părtășia pe care oamenii aceștia au avut-o cu Pavel a fost una transformatoare. Și așa ar trebui să se întâmple de fiecare dată, când noi venim la casa Domnului și avem părtășie aici, stăm înaintea Cuvântului Lui Dumnezeu și ar trebui să se producă schimbări în viața noastră, să fim altfel de cum am venit. Bineînțeles că, deși relatarea aceasta strânsă în 7 versete pare a derula evenimentele așa pe o rapiditate foarte mare, ele nu neapărat că s-au întâmplat într-o zi sau într-o săptămână. La Efes, Pavel a stat 3 ani de zile. A predicat acolo și vom găsi, dacă suntem curioși, să citim în continuare în cartea aceasta, în capitolul acesta, despre felul în care Pavel și-a mutat locul de predicare, despre felul în care s-a confruntat cu revoluționarii sau răsculații care țineau cu zeița Diana și despre multe alte lucruri care se întâmplă aici. Deci Pavel a stat multă vreme în Efes și probabil că procesul acesta de discuție n-a fost doar într-o zi. Predicarea Evangheliei n-a fost doar într-o zi. Aici s-a format o biserică. Foarte probabil că oamenii aceștia, cei 12, au fost printre primii membri care au aparținut bisericii din Efes. Ceea ce noi știm, ceea ce dumneavoastră știți, este că biserica din Efes a fost foarte cunoscută în vremea Noului Testament. Pavel scrie o frumoasă epistolă adresată acestei biserici. Epistola către Efeseni. Și când le scrie ca și formulă de adresare, la început, în primul capitol, Pavel le spune către sfinții care sunt în Efes. Interesant cum putem să vedem transformarea de viață care s-a întâmplat în oamenii aceștia necunoscători de multe lucruri în ceea ce privește credința și felul în care ei ajung să fie recunoscuți ca sfinți ai lui Dumnezeu. Ce mare este Dumnezeu! Ceea ce mai știm despre Efes sau despre biserica din Efes este că atunci când Dumnezeu trimite scrisori unor biserici din Asia Mică, în fruntea listei celor 7 biserici se află și biserica din Efes. Și lucrul pe care noi îl ținem minte cel mai ușor legat de scrisoarea aceasta, de mesajul pe care Domnul Iisus îl trimite bisericii din Efes, este acesta. Ce am împotriva ta este că ți-ai pierdut dragostea din tâi. Ți-ai părăsit dragostea din tâi. Ei, scrisoarea asta e mult mai târziu scrisă. Când s-a întâmplat ceva, când dragostea efesenilor s-a răcit, dar din mesajul acesta eu înțeleg un lucru, că oamenii aceștia pe care îi întâlnește Pavel, oamenii aceștia care au fost nucleul bisericii din Efes, la un moment dat au avut o dragoste deosebită, de cea mai bună calitate pentru Dumnezeu. Slăvit să fie Dumnezeu pentru felul în care transformă viețile oamenilor. Dar totuși, în momentul în care îi întâlnim, în descrierea pe care o face scriitorul Luca în Cartea Faptelor Apostolilor,
oamenii aceștia, 12, aproximativ 12, Luca nu dă cu exactitate, poate chiar ca să nu fie un motiv de interpretare, să nu zică cineva să intre la simbolistică. Păi au fost 12 seminții, au fost 12 ucenici, au fost 12 bărbați în Efes. Versetul zice, erau cam 12, putu fi 13, putu fi 11, erau pe acolo, aproximativ. Un club bine format de bărbați. Dar oamenii aceștia aveau o credință deficitară, cu multe minusuri. Și nu-i despun dacă ai credință? Chiar incompletă? Probabil că ați avut ocazia să mergeți să vă depuneți un dosar pentru ce am... Mi-am adus aminte că am fost odată la Zalău, când trebuia să depun undeva un dosar cu acte și nu știu de ce îmi lipsea ceva de acolo, din dosar. Și a trebuit să vin din nou de la Zalău până acasă, să îmi iau din nou hârtia și să completez dosarul cu tot ceea ce trebuia să conțină dosarul respectiv. Dar nu-i de ajuns dacă pui dosarul și acolo ți se spune să ai și copie de buletin. Doar te vede doamna de la ghișeu că ești tu. Ce mai trebuie să-ți mai pui și copie de buletin? Iarăți buletinul. E un dosar incomplet. La fel se întâmplă și în viața oamenilor care mărturisesc la un moment dat o credință. Dar din anumite motive. Dosarul credinței lor este incomplet. Sau credința lor este cu anumite deficiențe. Și mă uit în viața acestor oameni, la credința acestor oameni și văd o serie de deficiențe. În ceea ce privește învățătura pe care o aveau despre mântuire. Era o învățătură incompletă. Ei avuseseră doar parte de învățătura transmisă de Ioan Botezătorul, care vorbea despre Domnul Iisus, care vorbea despre Mesia, că trebuie să vină, îl identificase. Nu știu dacă oamenii aceștia au reușit să audă despre Domnul Iisus Hristos, dar cu siguranță învățătura lor s-a oprit să meargă mai departe, să ajungă să înțeleagă despre jertfa Domnului, să înțeleagă despre învierea Domnului, să înțeleagă despre mântuire oferită de Dumnezeu prin Fiul Său, prin Domnul Iisus Hristos. Dar ei aveau o credință, dar credința lor era bazată pe o învățătură deficitară. Și de multe ori, oamenii care au dosarul credinței lor incomplet sunt oameni care au o învățătură deficitară, fie că așa au fost învățați, că cineva a transmis o învățătură de felul acesta. Și mă gândesc că oamenii aceștia, dacă au fost în predicarea sau convertiți prin predicarea lui Apollo. Păi dacă Apollo a avut o învățătură deficitară, dacă Apollo nu știu decât de botezul lui Ioan, dacă Apollo nu predica o Evanghelie completă și a trebuit să vină o familie de credincioși să îl ia deoparte pe Apollo și să-l învețe în detalii calea lui Dumnezeu. Omul acesta, chiar tare în Scripturi, omul acesta care știa foarte bine Vechiul Testament, omul acesta care era foarte învățat și un duh înfocat în vorbire și în învățătură, a transmis la rândul lui celor care l-auzeau o învățătură incompletă. Sunt oameni care sunt sinceri în inima lor, ar vrea să se apropie mai mult de Dumnezeu, dar nu au puterea să renunțe la învățătura pe care au primit-o. Primul pas în convertirea unui om este acesta. Să accepte că învățătura religioasă, învățătura de credință a lui este incompletă. Că dosarul lui este incomplet. Că Dumnezeu poate să spună la un moment dat
respins din cauza faptului că dosarul este incomplet. Și așa de greu le vine oamenilor să accepte lucrul acesta. Chiar dacă învățătura este una moștenită, chiar dacă învățătura este una transmisă de oameni școliți în teologie, de oameni care cercetează într-un anumit fel Scriptura, dar e incomplet. Poate că au mers cu învățătura până la o anumită treaptă. Au urcat până la un anumit nivel. Ceea ce propovăduia Ioan Botezătorul nu era împotriva voii lui Dumnezeu. Era bine. Dumnezeu l-a trimis pe Ioan Botezătorul să predice. Botezul care l-a făcut Ioan Botezătorul a fost un botez pe care l-a poruncit Dumnezeu să-l propovăduiască și să-l practice. A fost de la Dumnezeu. Ceea ce au învățat oamenii aceștia a fost de la Dumnezeu. Dar treapta pe care trebuia să o meargă mai departe, să cunoască despre Domnul Iisus, despre mântuirea adusă de Domnul Iisus, despre harul pe care l-a dat Dumnezeu oamenilor să creadă. Oamenii aceștia n-au reușit să creadă. Probabil că a fost învățat greșit. Apoi oameni care rămân sau primesc o învățătură incompletă datorită comodităților. Pentru că le e mai ușor așa. În ideea lor, în învățătura pe care o cunosc, le e mai ușor așa să creadă, să trăiască pe o cale mai simplă de a ajunge în Împărăția lui Dumnezeu. Și atunci nu ne trebuie un sacrificiu suplimentar, o trăire de viață de sfințenie suplimentară pe care o cere Scriptura, pe care o cere învățătura completă a Scripturii și aleg calea mai ușoară. Dar dosarul este incomplet. Dosarul credinței acestor oameni era deficitar în ceea ce privește învățătura despre mântuire, în ceea ce privește învățătura despre botezul creștin. Oamenii aceștia nu știau că trebuie să mai existe sau că există un botez pe care însuși Fiul lui Dumnezeu l-a poruncit și a spus mergeți în toată lumea, propovăduiți Evanghelia și pe oamenii care vor crede botezați în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Ca mărturie a credinței lor. Ca mărturie a vieții lor transformate. Oamenii ăștia n-au știut de asta. Nu știau despre Duhul Sfânt. Mare păguboasă trebuie să fie o astfel de atitudine, o viață în care să mărturisești o credință, dar tu să nu știi că Dumnezeu a lăsat Duhul Sfânt să locuiască în inimile oamenilor. Că Duhul Sfânt de fapt contribuie la credința celor care se apropie de Dumnezeu. Aici e atâta confuzie. Cum poate cineva să mărturisească o credință și Pavel zice că ei au crezut, dar ei nici măcar să nu știe că Duhul Sfânt este cel care produce credință în viața oamenilor. Oamenii aceștia erau incompleți, deficitari, și despre faptul că nu cunoșteau experiențele altor creștini. Ei nu auziseră de cincizecime. N-auziseră că a fost un moment pe care noi îl sărbătorim astăzi și îl celebrăm când în Ierusalim, în camera de sus, Dumnezeu a deschis cerurile, a revărsat cu putere dumnezeirea Lui peste 120 de oameni care erau acolo. Oamenii aceștia au fost umpluți de putere pentru mărturie și pentru lucrare și au vorbit în alte limbi. Ăștia, de ce? De ce ne întreb, Pavel? De Duhul Sfânt? Păi noi nici n-am auzit măcar că a fost dat un Duh Sfânt. Atâția oameni care mărturisesc o credință și la noi în sală.
Dacă întrebi cu privire la sărbătoarea Rusalilor, la sărbătoarea de astăzi, ce știți voi că semnifică sărbătoarea? Veți auzi atâtea răspunsuri. Atâta învățătură deficitară. Nimic legat de adevărul Scripturii. Nimic legat de pogorârea Duhului Sfânt. Oameni care cred într-un anumit fel, dar care n-au o experiență reală cu Dumnezeu și care nici nu sunt interesați, poate, că să cunoască despre felul în care Dumnezeu lucrează în viețile lor. Îmi place totuși ceva la grupul acesta de oameni. Sunt câteva aspecte pozitive pe care le putem extrage și înțelege din textul acesta. Și unul dintre ele este acela că erau dispuși să învețe mai mult. Sunt puțini oameni care au curajul să se plece și acum, așa cum am spus, să-și recunoască deficiența învățăturii pe care au primit-o, care au moștenit-o, care o trăiesc, care o propovăduiesc. Și să zic că vrei să mă înveți mai mult despre Dumnezeu? Sunt dispus să ascult. Sunt dispus să învăț. Vreau să-L cunosc mai mult pe Dumnezeu. Oamenii aceștia nu l-au respins pe Pavel. Nu s-au lăsat blocați de mândria lor să zică, ei, lasă-ne, că știm noi. E bine cum suntem. E bine ce știm. Și noi am învățat bine. Și credința noastră e bună. Și ceea ce știm noi bine. Oamenii ăștia l-au primit pe Pavel și când scrie Pavel în Cartea Efesenilor și le adresează scrisoare, le spune că ei au primit cuvântul Evangheliei adevărului lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Oamenii aceștia au fost sinceri. Cu toate că aveau probleme, așa cum am spus, în ceea ce privește credința lor, au recunoscut lipsurile dosarului lor. Băi, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Știți că așa de mult, așa de greu este oamenilor să-și mărturisească problemele, lipsurile. Așa întorc răspunsurile. Așa ascund situațiile. E ok, totul e bine. Probabil că și oamenii aceștia puteau să spună, știi, niște răspunsuri de astea evazive, cu două înțelesuri. Oamenii ăștia au fost sinceri. Știi ce, Pavel? Hai să spun sincer. Noi nici n-am auzit că a fost dat un Duh Sfânt. Oamenii cu inimă sinceră sunt binecuvântați de Dumnezeu. În inimă de felul acestea, Dumnezeu poate să lucreze. Pavel le propovăduiește Evanghelia și face catecheză cu ei. Am zis, probabil a durat mai mult timp catecheza lor. Am auzit Evanghelia. Au primit botezul. Au fost dispuși să experimenteze lucruri noi. Au fost dispuși să accepte lucrurile noi pe care le-au auzit în ceea ce privește voia lui Dumnezeu. Păi voi trebuie să vă botezați încă o dată. E prima dată când aflăm în Cartea Faptelor Apostolilor despre o rebotezare. Oameni buni, ați fost botezați, voi mi-ați spus cu botezul lui Ioan. Dar ca să ajungeți în împărăția lui Dumnezeu, trebuie să acceptați botezul creștin. Botezul propovăduit de Domnul Iisus. Și oamenii aceștia au acceptat. Slăvit să fie Dumnezeu pentru oameni care acceptă. Știți ce spun oamenii? Dar noi am fost botezați odată. Dar de ce mai trebuie când noi am fost botezați? Există situații în viața unui om când oamenii trebuie să-și corecteze dosarul. Trebuie să-și corecteze învățătura, trebuie să-și corecteze practicile de
de credință, inclusiv botezul, atunci când acesta a fost făcut într-un mod greșit. Nu biblic, nu după Scriptură. Atunci când subiectul pentru care oamenii s-au botezat a fost altul decât Dumnezeu. Știți că există situații, din păcate, care oameni nepocăiți, nedescuți din nou, cu interese, vin la botez ca să se căsătorească, ca să obțină nu știu ce bani, ca să scape de nu știu ce, doar ca să intre ca și membri într-o biserică. Atunci când candidați de felul acesta nu corespund biblic, ei n-au depus o mărturie niciodată, o mărturie cu gura lor, n-au mărturisit credința lor, în viața lor nu s-a demonstrat naștere din nou, botezul unor astfel de oameni nu este luat în considerare din punct de vedere a Bibliei. Îmi place faptul că găsesc aici că Pavel le-a propovăduit. Ei au auzit aceste vorbe în versetul 5 și am citat și din epistola scrisă de Pavel, că ei au auzit Evanghelia. Pavel a făcut catecheză cu ei. Pavel le-a vestit cuvântul Evangheliei, cuvântul Scripturii. Cred că lucrul acesta, repet, a durat mult timp ca ei să poată să se convingă și să accepte. E foarte important să aibă oamenii timp să-și lămurească mintea și învățătura și credința, să demonstreze pocăință și naștere din nou. Nu imediat să intre în apa botezului. Scriptura așa ne arată. Pavel le-a propovăduit. Pavel a făcut catecheză cu oamenii aceștia. Apoi Pavel mijlocește pentru cei 12 ca ei să primească Duhul Sfânt. Și aici deja apare asemănarea cu ceea ce au trăit ucenicii în biserica primară la Ierusalim. Apostolul Luca arată lucrul acesta, putea să spună doar atât, s-au pocăit, au fost botezați, dar scrie mai departe și a pus Pavel mâinile peste ei ca să primească Duhul Sfânt și ei au primit Duhul Sfânt, au vorbit în alte limbi și au prorocit. Slăvit să fie numele Lui Dumnezeu! Acum există discuții teologice dacă Duhul Sfânt se primește la convertire sau Duhul Sfânt se primește atunci când are loc botezul în apă. Dacă Duhul Sfânt poate fi primit când slujitorul își pune mâinile peste cel ce a ieșit din apa botezului și lucrul acesta se întâmplă. Dacă e valabil asemănarea cu ceea ce găsim în pasajul acesta, cu Pavel și-a pus mâinile peste oamenii aceștia și-au primit Duhul Sfânt. Ei n-au primit Duhul Sfânt când au fost în apa botezului, când s-au botezat. Poate că o dura ceva timp. Poate că au fost zile până când s-au întâlnit din nou. Și Pavel și-a pus mâinile în semn de mijlocire, de intervenție înaintea lui Dumnezeu ca oamenii aceștia să primească Duhul Sfânt. Ei n-au primit Duhul Sfânt când au crezut. Pavel îi întreabă, când ați crezut, voi ați primit Duhul Sfânt? Nici nu știm. Ei au primit Duhul Sfânt la un moment ulterior. Noi suntem penticostali și mărturisim ceea ce găsim în Cartea Faptelor Apostolilor, că atunci când are loc botezul cu Duhul Sfânt, venirea Duhului Sfânt ca și puternicire de lucrare și pecetuire în viața credinciosului, trebuie să existe semne vizibile.
Ei n-au avut semnele acestea vizibile până atunci în viața lor. Ei puteau să spună, știi, Pavele, tu ne-ai pus o întrebare, dar vrem să spunem, noi când ne-am pocăit, am avut niște experiențe, dar ei n-au avut experiențe, n-au putut să mărturisească lucrul acesta. Eu cred că Dumnezeu poate să dăruiască Duhul Sfânt unor oameni care își schimbă viața și chiar în suprapunere cu dacă botezului Dumnezeu în apă, Dumnezeu poate să dea Duhul Sfânt. Eu cred că Dumnezeu poate să dea Duhul Sfânt atunci când slujitorul își pune mâinile, dacă găsește de bine practica aceasta peste un nou convertit, dar lucrul acesta să fie vizibil, așa cum găsim în textul acesta. În multe biserici și în bisericile tradiționale se practică lucrul acesta și oamenii sunt încredințați că au primit Duhul Sfânt, fie prin ungere, cu mir, fie printr-o rugăciune. Dar nu se mai întâmplă nimic. La dosar nu se mai adaugă și experiențele care le găsim aici în Scriptură și pe care, prin harul Domnului, am învățat în săptămânile acestea că nu s-au terminat. Că nu s-au oprit. Că Dumnezeu nu și-a schimbat planul și puterea. Că lucrează. Mărturiile atâtor mii și milioane de oameni care au trăit și trăiesc experiențele acestea supranaturale, puternice, ale prezenței Duhului Sfânt în viața lor, arată în continuare că Duhul Sfânt lucrează, că Duhul Sfânt vine în viața oamenilor și atunci când vine și Dumnezeu pecetluiește, se întâmplă ceva. Omul știe că se întâmplă ceva cu el și Pavel o știu că s-a întâmplat ceva cu el și lucrul acesta a fost cunoscut, că și Luca când a scris cartea asta a știut că s-a întâmplat ceva cu oamenii aceștia. A venit Duhul Sfânt peste ei și Luca zice, oamenii ăștia drept dovadă prorocit și au vorbit în alte limbi. Slăvit să fie Dumnezeu! Amin. Da, Dumnezeu revarsă puterea Duhului Sfânt. A revărsat în viața acestor oameni. Au fost dispuși să trăiască experiențe supranaturale și suplimentare decât au trăit ei până atunci. Decât au cunoscut ei până atunci. Dumnezeu poate să lucreze în prezent ca să schimbe vieți și să completeze lipsurile credinței noastre. Întrebarea cu care vreau să mergem fiecare înaintea lui Dumnezeu în mod sincer este aceasta. Oare credința mea sau treptele credinței mele sunt complete? Cu siguranță toți de aici avem încă multe deficiențe în ceea ce privește completarea dosarului de trăire în relația cu Dumnezeu. Cu siguranță Dumnezeu vrea să lase multe daruri, amin, multe binecuvântări, multă putere biserica aceasta și multe lucruri pe care să le experimentăm. E nevoie să fim sinceri înaintea lui Dumnezeu. E nevoie să ne lăsăm prelucrați de Dumnezeu, să acceptăm experiențe biblice, dumnezeiești și să acceptăm ca Dumnezeu să lucreze în noi. E ca puterea Duhului Sfânt să fie prezentă în continuare în mijlocul bisericii acesteia și Dumnezeu să arate prezența și valabilitatea lucrării acesteia și în mijlocul nostru. Slăviți-vă, Dumnezeu!